Am întors filă după filă și suntem la sfârșitul cărții. Am intrat în spațiul escatologic, în ultima secțiune a cărții, capitolele 19 la 22. În dimineața aceasta m-aș opri la primele 10 versete din capitolul 20, Domnia de 1000 de ani, pe care am cântat-o din Isaia și pe care o așteptăm cu toții, dacă credem în ea. Suntem la poate cel mai disputat text din întreaga Scriptură. Și întrebarea este, de unde vine această frământare în jurul textului nostru, a subiectului din această dimineață? Dacă privesc strict statistic lucrurile, în Scriptură există 1189 de capitole, 31.173 de versete, 31.173 de versete. Și despre mileniu se vorbește în mod explicit doar în 7 versete din cele peste 31.000 care conține sau din care se este alcătuită Scriptura. Se ridică deci o întrebare, mai ales că suntem într-o carte eminamente simbolică. Cum și cât de înțelept este să-mi așez o întreagă escatologie pe câteva versete explicite din multele versete care sunt în Biblie? Cât de înțelept este să-ți construiești teologia pe un vârf de ac, da? Să-ți construiești teologia pe foarte puține lucruri explicite din Scriptură. Dar să las întrebările deoparte și să deschidem împreună textul. În ultima parte a cărții, capitolul 19, versetul 11 la 22 cu 5, pe urmă există epilogul pe care îl scrie Ioan, există patru tablouri succesive. În primul rând este revenirea Domnului Iisus Hristos, apoi domnia de 1000 de ani, judecata și în sfârșit noul Ierusalim și descrierea lui din capitolele 21 și 22. Notați, vă rog, ordinea tablourilor. Revenirea Domnului Iisus, despre care ne-a vorbit Manu, duminica trecută, apoi avem domnia de 1000 de ani, tema din această dimineață și nu știu dacă o să ajungem la judecată și la celelalte texte care urmează, dar le lăsăm pe mâine seară și pe dumnecile care vin. Toți creștinii sunt de acord cu tabloul 1, 3 și 4. Tabloul 2 este cel disputat și pus sub semnul întrebării. Întrebarea este de ce și când a pornit această frământare în istorie. Dragii mei, foarte devreme, secolul 2, Origen este cel care vine cu o interpretare alegorică a Scripturii și când alegorizez Scriptura, orice poate însemna orice. Și de aici apare problema interpretării profețiilor din Vechiul Testament, cum este textul care l-am cântat acum din Isaia. Dumnezeu a promis să facă lucruri noi, cât de noi. Dragii mei, un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, în care până și cel păcătos va muri la 100 de ani, Isaia 65. Cel care a preluat această interpretare alegorică, Augustin, a împins lucrurile până în Evul Mediu. Și interpretarea aceasta a fost interpretarea, într-un fel, acceptată de majoritatea teologilor din vremea respectivă. Deci, așa a pornit disputa legată de tabloul al doilea din cele patru pe care le-ați văzut. Dar timp de 5 secole, biserica a crezut în domnia de ani, domnia de 1000 de ani, adusă de revenirea lui Hristos pe pământ. Două întrebări se ridică legate de acest subiect. În primul rând, unde se vor întâmpla lucrurile? Și de al doilea rând, când și cum se vor întâmpla toate aceste lucruri? La prima întrebare, răspunsul pare simplu dacă ținem cont de ce spune textul. Domnia de 1000 de ani va avea loc aici, pe pământul nostru vechi. Pe pământul nostru vechi. Notați câteva lucruri. De pildă, în capitolul 19, versetul 11, se deschide cerul și apare un călăreț pe calul alb care vine din cer pe pământ să rezolve câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a promis de-a lungul întregii Scripturi. Apoi, când mă mut un pic mai departe, în capitolul 20, versetul 1, un înger vine, având cheia adâncului și un lanț mare, să-l prindă pe balaur, să-l arunce în adânc și să-l închidă pentru 1000 de ani. Dar balaurul deja fusese aruncat din cer pe pământ, deci pe pământ se întâmplă lucrurile. După domnia de 1000 de ani, balaurul este eliberat pentru puțină vreme și adună din cele patru colțuri ale pământului pe împărați la războiul cel mare al lui Dumnezeu. Și atunci când notăm toate aceste texte, răspunsul pare simplu.
domnia de 1000 de ani, în lumina Scripturii, se va întâmpla pe pământul nostru cel vechi. A doua întrebare este un pic mai complicată. Când și cum se vor întâmpla aceste lucruri? Există mai multe teorii. Eu aș aminti 3 dintre ele. Premilenismul, postmilenismul și amilenismul. Notați, toate conțin terminul mileniu. Ce este premileniu? Venirea lui Hristos. Ce este postmileniu? Venirea lui Hristos. Ce este amileniu? Nu există mileniu, da? Ci este o perioadă simbolică, probabil, vom vedea imediat. Dar dați-mi voie să ilustrez cele 3 teorii prin câte o imagine. În premilenism trebuie să vină Domnul Iisus Hristos, există o primă înviere și împreună cu cei înviați, El așează și o domnie pe pământ, o împărăție pe pământ de 1000 de ani. După împărăția de 1000 de ani va fi învierea generală, judecata, noul Ierusalim și descrierea Lui din ultimele capitole. Observați, premilenism înseamnă Hristos vine înaintea mileniului ca să așeze mileniu. Dar la venirea Lui se va întâmpla un fenomen descris în Biblie în mai multe cărți. Întâia, înviere. În postmilenism, ideea este că biserica va duce epoca de aur în care va așeza și va pregăti lucrurile pentru venirea și domnirea lui Hristos. El va veni după ce biserica și-a făcut lucrarea și va realiza această epocă de aur și la venirea lui va fi învierea generală, judecata și ultimele 2 capitole din Apocalipsa. Amilenismul spune că noțiunea asta de mileniu este o noțiune simbolică și ea durează între cele 2 venire a lui Hristos. Prima venire, la care privim în urmă cu 2000 de ani, și a doua venire, care va fi undeva în viitor, va fi o înviere generală, judecata și apoi va fi raiul lui Dumnezeu cu pomul vieții descris în ultimele 2 capitole. Acestea sunt cele 3 teorii, dar dați-mi voie să le împing deoparte și să deschidem împreună Scriptura. Capitolul 20, primele 10 versete. În primele 10 versete avem 3 tablouri. Mai întâi este legarea lui Satan și aruncarea lui în adânc. Și asta pregătește terenul pentru domnia de 1000 de ani a lui Hristos. După ce se încheie domnia de ani, este dezlegarea lui Satan pentru puțină vreme, care se nepustește împotriva cetății sfinte și a țării sfinte. Dați-mi voie să încep cu primul tablou. Mulțumesc și cititorului meu, veniți să citim cel puțin primele 3 versete. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia dâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și Satana și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile. Până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Observați, toate sunt în planul lui Dumnezeu. Trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Dacă notați verbele, lucrurile sunt definitive, da? În descrierea Scripturii. Deci un înger, nici măcar un înger puternic. Un înger vine cu cheia dâncului și cu un lanț mare, pune mâna pe Satan, îl leagă, da? A pus mâna pe el, l-a legat, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile. Atunci când citești textul, ți se ridică imediat o întrebare. Așa de simplu? Când vedem ce se întâmplă pe planeta noastră de milenii, răul cum dănțuie, dragii mei, și își face de cap în univers, așa de simplu? Întrebarea este, cum se poate să fi fost așa de simplu? Ascultați-l pe Pavel în 1 Corinteni, în Marele Capitol al Învierii, versetele 55 și 56. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Puneți, vă rog, o majusculă în dreptul păcatului. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului, a șarpelui, a diavolului este legea lui Dumnezeu. Câtă vreme legea lui Dumnezeu are ceva împotriva mea, șarpele are dreptul asupra mea. Ca să-l poată lega cu atâta ușurință, să-l poată arunca în adânc, ceva trebuia să se fi întâmplat înainte. Trebuie să se fi luat puterea celui care avea de partea lui legea, pentru că legea ne acuza, noi toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu.
În Coloseni, capitolul 2, versetele 14 și 15, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, El a șters zapisul cu poruncile Lui, care era împotriva noastră și era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut deocare, după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Și asta s-a întâmplat la întâia venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar dacă fac un pas înapoi să privesc toată panorama luptei împotriva răului în universul nostru, vedem că Satana este biruit în etape. Priviți imaginea. Prima etapă este la cea din tâi venire a Domnului Iisus Hristos. Tocmai am citit textul. A doua etapă, la a doua venire a Domnului Iisus. Iar biruința finală asupra șarpelui, asupra diavolului, este după domnia de 1000 de ani, când este aruncat în iazul de foc. Dar ce s-a întâmplat înainte de venirea Domnului Iisus Hristos? Cartea Iov vine și deschide o fereastră deasupra noastră să vedem ceea ce ochii noștri, în mod normal, nu văd. Și veniți să citim doar două versete, capitolul 1, versetele 6 și 7. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satan în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Nu te plimbi decât pe moșiile tale, nu-i așa? De unde vii? De pe moșiile mele. Nu mi-a vândut mie Adam pământul prin neascultarea lui? Nu-i legea ta de partea mea în toată povestea asta? Dar observați, înainte de venirea lui Hristos, Satan intra în ceruri, între fiii lui Dumnezeu și probabil stea cu coatele pe masă. Și dacă aș continua discuția din Iov, când Dumnezeu zice, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni neprihănit ca el. Hai, Doamne, fiind serios, și el ridică glasul să-l audă toți îngerii. Cine te slujește fără să-l cumperi? I-ai dat 10 prunci sănătoși, i-ai dat avere, i-ai dat faimă, i-ai dat sănătate, i-ai dat de toate. Cum să nu te slujească? Ia, atinge-te de ele și te va blestema în față. Vă las pe dumneavoastră să citiți în continuare cartea, dar înainte de Hristos, Satana avea acces în cer. Și Domnul Iisus în camera de sus spune ucenicilor săi, nu voi mai vorbi mult cu voi, fiindcă vine stăpânitorul lumii acesteia. Și Scriptura numește pe lângă stăpânitorul lumii și Dumnezeul viacului acestuia. Cu alte cuvinte, noi trăim pe teritoriile lui. Strămoșii noștri au vândut pământul și de aceea el este stăpânitorul viacului acestuia. Ce s-a întâmplat la prima venire a Domnului Iisus Hristos? Înainte de a merge la cruce, ultimele lui cuvinte spuse în camera de sus ucenicilor săi, le aveți în Ioan, capitolul 12, versetul 31. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Va fi aruncat afară din cer. Iar dacă vreau să citesc exact șirul evenimentelor care au împlinit aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, mi-aduc aminte de Apocalipsa, capitolul 12. Ioan spune, am văzut un semn mare și minunat, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu unul de 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Și am văzut un alt semn, un balaur mare și roșu, care stătea înaintea femeii să-i mănânce pruncul când îl va naște. Și ea a născut un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască neamurile cu un toiac de fier. Și referința la Psalmul 2 ne duce cu gândul la Mesia. Dar pruncul este răpit la Dumnezeu și asta vorbește despre înălțarea Domnului Iisus Hristos de după înviere. Și odată cu lucrarea lui isprăvită pe cruce, s-a isprăvit, a rostit el acolo. Când a fost frânt în locul tău și în locul meu și când legea lui Dumnezeu, care cerea moartea, a fost împlinită în Fiul lui întrupat. Versetul 7 la 12 vine și descrie urmarea acestei biruințe a Domnului Iisus Hristos în locurile cerești. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii. Din cer pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui și?
Am auzit un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. În sfârșit, în cerul se face liniște, după milenii de așteptare. Părâșul fraților noștri, cei care vorbesc, sunt îngerii, care vedeau sfinții Vechiului Testament în anticamera cerului, așteptându-și finalizarea, dragii mei, credinței lor și a promisiunii lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 9, descrie lucrul acesta. Dar, textul continuă, de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Are puțină vreme. Dragii mei, în felul acesta, prima etapă s-a încheiat. Hristos a dezbrăcat domniile și stăpânirile și întrebarea mea, astăzi mai are diavolul acces în cer? Nu. Dar avem a doua întrebare care ne privește pe noi. Lupta împotriva ispititorului, a pârâșului, continuă pentru noi sau s-a isprăvit și ea? Nu, dragii mei, nu s-a isprăvit. Noi suntem pe teritoriile lui, atacați de el, ispitiți de el, și de aceea lupta este pe viață și pe moarte, pentru că hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. A doua etapă ține de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și la a doua lui venire, îngerul care vine din cer și are cheia adâncului și lanțul îl leagă, îl aruncă în adânc și pecetluiește intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile. Și dacă s-a terminat lucrul acesta, se pregătește scena pentru domnia de 1000 de ani a Domnului nostru Iisus Hristos. Versetele 4-6. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. 1000 de ani. Care sunt grupurile menționate în versetele 4-6? În primul rând, sunt cei care șed pe scaunul de domnie și guvernează într-un fel în domnia de 1000 de ani. Nu știm cât sunt, nu știm cine sunt, da? Zărim câte ceva în Apocalipsa, dar toate acestea rămân doar ipoteze din partea noastră. Dar pe urmă există două categorii un pic mai clar afirmate. În primul rând sunt toți martirii, cei care au plătit cu viața pentru mărturia lor, pentru Hristos. Nu și-au iubit viața până la moarte. Au rămas credincioși până la moarte. Și urmează a treia categorie, cei care nu s-au închinat fiarei și n-au primit pe frunte și pe mână semnul ei, 666. Cei care au rămas lângă sistemul de valori al lui Dumnezeu, păzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit ce 1000 de ani, da? Până nu s-au sfârșit ce 1000 de ani. Și versetul 6 spune, fericiți și sfinți cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor moartea a doua n-are nicio putere. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Dar peste cine? Peste cine vor împărăți ei 1000 de ani? Pentru asta trebuie să ne întoarcem puțin mai în urmă, în Apocalipsa, capitolul 16, versetele 12-17. Al șaselea înger a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos 3 duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari a Dumnezeului celui atotputernic. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Armagedon. Din capitolul 16, sar peste 17-18, judecarea curvei celei mari, la împlinirea sau la continuarea imaginii pe care tocmai am văzut-o în text.
Se deschide cerul și un călăreț pe un cal alb, cu o haină muiată în sânge, urmat de oștile cerești. Vine să întâmpine pe împărații pământului adunați la războiul cel mare al lui Dumnezeu. Dragii mei, probabil că duhurile necurate au adunat tot guvernul mondial al vremii respective împotriva capitalei în care urma să se așeze împărăția și va fi guvernată împărăția de 1000 de ani. El, spune textul nostru, judecă și se luptă cu dreptate. De data aceasta n-a venit mielul, ci a venit leul din seminția lui Iuda ca să pună pe toți vrăjmașii așternut al picioarelor lui. Versetul 15. Din gura lui ieșeau sabia ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el vine să facă două lucruri. Pe de-o parte, dacă citiți cu atenție textul, armatele sunt ucise, păsările cerului se satură cu carnea lor, dar apoi se așează o împărăție în care el va cârmui neamurile cu un toiac de fier și va călca cu picioarele lui teascul vinului mâniei aprinse a Totputernicului Dumnezeu. Și pe haină și pe coapsă avea numele acesta, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El vine să judece, vine să lupte, el vine să împărățească de data aceasta. Dacă am citit textul mai departe, armatele de la Armagedon sunt biruite, nimicite de suflarea gurii lui, sabia ascuțită din gura lui. Textul din Isaia vorbește despre suflarea gurii lui. Iar cele două marionete ale Balaurului, fiara și prorocul mincinos, sunt aruncați în iazul de foc. Și în felul acesta se așează domnia de 1000 de ani. Dar dacă sunt doar 7 versete în Apocalipsa care pomenesc lucrul acesta, de ce să rămânem lângă ele, să ne mai gândim, să ne frământăm cu ele când sunt atâtea dispute în jurul acestei teme? Pentru că există nenumărate texte în Scriptură, dragii mei, cu care n-ai ce face, decât dacă accepți interpretarea alegorică în care poți da orice lucru, oricărui lucru, orice alt înțeles. Dați-mi voie să înșir câteva. Nu o să le putem citi pe toate, dar este textul din Isaia, capitolul 11, pe care l-am putea suprapune peste textul din capitolul 19 din Apocalipsa. Apoi este capitolul 65 din Isaia, l-ați auzit cântându-se din el. Iată, eu fac lucruri noi, cer nou și un pământ nou. Dar de data aceasta nu-i vorba despre cerul și pământ nou, pământul nou din Apocalipsa 21, pentru că acolo vor fi încă păcătoși care vor trăi și vor muri la 100 de ani din pricina păcatelor lor. Dar dacă mă mut în Noul Testament, Pavel, când vorbește corintenilor care nu știau să judece lucrurile mărunte ale vieții acesteia, le spune, nu știți că noi vom judeca lumea și pe îngeri? Când? Cum? A face biserica așa ceva. Când am fost trimiși ca oi în mijlocul lupilor, nu ca lei în mijlocul oilor? Și apoi este textul din Apocalipsa, capitolul 2, una din promisiunile pe care Dumnezeu le face bisericii a patra, bisericii din Tiatira. Dar dați-mi voie să citim mai întâi textul din Isaia, capitolul 11. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. El judecă și se luptă cu dreptate. Și de aceea nu va judeca după înfățișare, nici după cele auzite. Ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea gurii lui va nimici pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci? Lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Hai să fim serioși, dar nu schimb tot sistemul digestiv al lupului, nu? Dragii mei, vă aduceți aminte de perioada dinainte de potop? Cum o fi fost? Nu știu, nu sunt eu creatorul. Dar
Versetul continuă. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina bazilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. De ce? Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Puneți dumneavoastră versetul ăsta undeva, în istorie. În niciun caz în zilele noastre, nu-i așa? Deci trebuie să fie o vreme când Hristos este prezent și guvernează lumea aceasta prin cei ai Lui, da, prin cei care sunt ai Lui. Versetul 10. În ziua aceea, vlăstarul lui Isaie va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Slava va fi locuința lui. Promisiunile pe care Hristos le face bisericilor din Apocalipsa se împlinesc toate în finalul escatologic al cărții. Acolo este locul împlinirii lor. De pildă, în capitolul 21, versetul 7, el spune, celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri, dar cât despre fricoși, necredincioși, curvari și așa mai departe, locul lor este afară în iazul de foc. Dar care sunt promisiunile pe care le face? În primul rând, cel ce va birui va mânca din pomul vieții. Apoi, cu voce tare, nu va fi vătămat de moartea a doua. Numele lui va fi păstrat în cartea vieții. Va mânca din mana ascunsă, va primi o piatră albă pe care este scris un nume nou, va fi îmbrăcat în haine albe. Numele lui va fi mărturisit înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Va fi un stâlp în templul lui Dumnezeu și nu va ieși afară din el și pe el va fi scris numele lui Dumnezeu, numele cetății Dumnezeului care va coborî din cer și numele meu cel nou, spune Domnul Iisus Hristos. Și poate cel mai frumos lucru, va cina și va domni împreună cu mine. Toate acestea își găsesc împlinirea în capitolele 21 și 22 din Apocalipsa, afară de promisiunea pe care Domnul Iisus o face bisericii din Tiatira, versetul 18 din capitolul 2. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Fiul lui Dumnezeu, descris în capitolul 1, descris în capitolul 19, care vine acum pe pământ, el vine și le spune celor care acceptaseră compromisurile în viața lor, celui ce va birui și va păstra până la sfârșit lucrările mele. Și textul continuă. Până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Când, unde, biserica zilelor noastre sau istoriei în care noi trăim a avut un astfel de mandat? Dragii mei, a încercat Inchiziția, uitați-vă ce a făcut din istorie. A încercat Biserica Romei, uitați-vă, a încercat Calvin la Geneva, uitați-vă ce a lăsat în urma lui. Hristos zice, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, nu vă trimit ca pe lupi în mijlocul oilor, dar aici le va cârmui cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Toate acestea se potrivesc doar în mii de ani, când Hristos va guverna lumea aceasta, dragii mei, impunând prin forță, dacă trebuie, legea lui Dumnezeu. Cine sunt cei care vor guverna în vremea respectivă? Domnul Iisus Hristos, cel revenit pe pământ, împreună cu cei care nu s-au compromis, n-au primit semnul fiarei pe frunte și pe mână. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte din tâia învierea asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Ei vor fi preoții lui Dumnezeu și lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani pe pământ. Vor împărăți cu el 1000 de ani. Satan a fost legat pentru 1000 de ani, s-a așezat, s-a consumat domnia de 1000 de ani și acum a sosit vremea când trebuie să fie dezlegat din nou pentru puțină vreme. Este ultima zvâcnire a celui rău înainte de biruința finală asupra lui.
Observați, la prima înviere, Hristos, prin jertfa Lui pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, a luat puterea din mâna lor, pentru că legea a fost împlinită plătind El în locul tuturor celor vinovați din universul acesta. La a doua înviere, Satana este aruncat afară de pe propriul lui terenuri, dragii mei. Imaginați-vă umilirea. N-a venit Dumnezeu, nici Hristos, nici un înger puternic, ci un biet înger, dacă e biet înger, da? Cu o cheie și cu un lanț, îl ia și-l aruncă în adânc pentru 1000 de ani. Dar apoi, tot la porunca lui Dumnezeu, este dezlegat pentru puțină vreme. Și aici se pregătește ultima fază pentru biruința lui finală. Versetele 7 la 10. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării și pe ei s-au suit pe față, și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Și cu asta, dragii mei, s-a isprăvit. Cel care apare la începutul cărții Genesa dispare la sfârșitul cărții Apocalipsa. Dați-mi voie să trag concluziile. În primul rând, punând câteva întrebări, am luat doar primele 10 versete din Apocalipsa, capitolul 21. Am văzut tablourile, legarea lui Satan, domnia de 1000 de ani și dezlegarea lui Satan. Care să fie rațiunea acestor evenimente în desfășurarea planului lui Dumnezeu? Imaginați-vă 1000 de ani de pace, de prosperitate, 1000 de ani de viață lungă în care cel care va muri la 100 de ani va muri ca păcătos. Zilele copiilor mei va fi ca zilele copacilor, spune textul din Isaia, capitolul 65. În care nu vor fi copii care să nu-și fi împlinit zilele, ca și pruncul meu, dragii mei, nici bătrâni care să... Când, Doamne, și cum vei aduce aceste lucruri? Iată, eu fac lucruri noi, am cântat astăzi. Dar dacă a existat această perioadă, îmi pun o întrebare. Cum se poate ca în perioada aceasta să nu fi învățat o lecție? Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam și Eva ar fi mâncat din pomul vieții, nu din pomul cunoștinței binelui și răului? Era acolo, la liberă alegere. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi lăsat în mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ binele și răul? Dar odată ce am întins mâna după fructul opetii, a trebuit să ne lase în voia minții noastre blestemate. Citiți doar Roman, capitolul 1, și îngroziți-vă. Asta este realitatea pe care am adus-o noi asupra noastră prin deciziile noastre. Cum ar fi arătat istoria dacă decizia de la început ar fi fost alta? Și cum ar arăta viața mea dacă astăzi aș lua hotărârea să dau înapoi în mâna Domnului dreptul de a hotărâ binele și răul? Nu așa începe convertirea. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, este un domn viu care poate avea pretenții la adresa ta, a vieții tale? Cum s-ar schimba lucrurile? 1000 de ani puteau fi o lecție, pentru că ultima 100 de ani, dragii mei, este o groaznică lecție pentru noi. Am nimicit pământul cu tot ce ține pe el. L-am făcut praf cu știința și înțelepciunea noastră. Nu mai putem bea apă curată, mâncare curată, nimic, aer curat, nimic. Toate ni se datorează deciziilor noastre. Dar, în ciuda acestor lucruri, de-a lungul istoriei, ori de câte ori sunt discuții între atei și creștini, apare o întrebare, mai ales în lumea studenților, dacă Dumnezeu este atotputernic și este bun, de ce nu intervine să frâneze răul și să oprească suferința asta pe pământ? De ce? 1000 de ani de pace, de prosperitate, de viață lungă, dar în care omului se restrânge libertatea de a face ce vrea, de a face răul. Pentru că legea lui Dumnezeu este impusă. Ce credeți?
După ce vor fi trecut 1000 de ani, oamenii vor fi bucuroși, vor aplauda, s-au convertit cu toții în prezența lui Hristos? În niciun caz. Nu vom fi nici mulțumiți, nici bucuroși, nici mulțumiți. Știți de ce? Pentru că Satana trebuie să fie eliberat pentru puțină vreme și va face exact ce a făcut în Genesa capitolul 3 în Eden. Veniți să răsturnăm acest guvern teocratic, să ne recâștigăm libertatea. Să fim ca Dumnezeu, să fim Dumnezei. Dragii mei, asta este stăduința omului modern în care am vrea să ajungem la transumanism. Să fim Dumnezei, să rezolvăm problema morții, să trăim veșnic. Ori Dumnezeu ne-a făcut această ofertă încă de la început, dar în termenii Lui, nu în termenii noștri. Vă aduc aminte de un text și poate îl vom dezbate mâine seară, dar gândiți-vă că în capitolul 11 sunt doi martori și textul e foarte interesant. Primele două versete este legat de templul Ierusalim, călcarea lui în picioare, anul 70 după Hristos, dar imediat versetul 3 alunecă la sfârșitul istoriei și apar doi martori și textul spune că au putere să facă ce minuni vor și când vor. Le iese foc din cer și opresc ploaia să nu mai cadă pe pământ. Și locuitorii pământului se răzvrătesc și cei care vor să le facă rău trebuie să piară în felul acesta. Dar la un moment dat spune că după ce și-au terminat lucrarea, se ridică fiara din adânc, face război împotriva lor și îi biruiește. Și Isaac, trupuri moarte 3 zile în cetatea numită Egipt și Sodoma, în care a fost răstignit și domnul lor, care este Ierusalimul. Și știți ce spune textul? Locuitorii pământului îi scriu, își trimit daruri, se bucură, în sfârșit am scăpat de ei. În sfârșit am scăpat de ei. Nici cea mai bună realitate pe care omul ar putea să o creeze, cel mai bun sistem politic, cel mai bun sistem social, economic, nu va rezolva problema fundamentală a omului, care este inima lui coruptă, de atingerea mușcăturii șarpelui. Nu va rezolva, dragii mei. Noi am încercat și am vorbit despre să facem om nou. Eu sunt bătrân, vin din comunism, am trăit lucrurile astea, le aveam afișate pe pereți, în fabrică și peste tot. Trăsăturile omului nou. Și am zis că dacă schimbăm puține lucruri pe din afară, se întâmplă lucrul acesta. Nu, nu mediul este vinovat, nu contextul, dragii mei, deși are influențe, ci inima. Dar ce fel de inimă? În primul rând, inima neîncercată în lupta cu păcatul. Neîncercată în lupta cu păcatul. Și apoi inima care odată atinsă de păcat a fost coruptă de el. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjde, de a cine poate să o cunoască. Dragii mei, nici 5.000 de ani de o astfel de istorie n-ar fi rezolvat problema. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, înainte de temerea lumii, ne-a oferit soluția în jertfa Domnului nostru, Iisus Hristos. Singura soluție pentru problema noastră. Da, dar dacă n-ar fi căzut Adam. Dragii mei, în cultura japoneză există o tehnică în care vasele prețioase, după ce se spargă, le mai lovești și crapă, dacă este... Sunt luate de meșteri și puse la oaltă și lipite, dragii mei, cu aur curat. Și ele devin mai valoroase decât au fost la început. De pildă, dacă îl privesc pe primul Adam, neatins, necrăpat, atins de păcat, suntem înainte de cădere, înainte de capitolul 3 din Genesa. Și îl privesc pe el, după ce a fost spart, de ispita păcatului, dar luat de Dumnezeu și pus la oaltă. Spuneți-mi, care dintre ei este mai valoros și de ce? Dar diamantul care ne pune pe noi la oaltă nu este aurul, ci este sângele prețios al Domnului nostru Iisus Hristos. Îmbrăcat în neprihănirea Lui, este singura noastră șansă de a avea acces în prezența lui Dumnezeu, de a fi compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu. Și ce au toate astea face cu mine?
Dragii mei, Scriptura nu ne deslușește viitorul și nu ne spune tainele lui ca să ne satisfacă curiozitatea, ci ca să ne schimbe atitudinea în prezent. Atitudinea în prezent. Scriptura vorbește despre două învieri. Și prima înviere nu este amintită doar în versetele 6 din Apocalipsa, ci o găsiți în marele capitol al învierii din 1 Corinteni 15, 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetele 13 la 18 și în textul din Apocalipsa. Iar a doua înviere este pentru judecate, ultimele versete din capitolul 20. Toți vom învia și vom sta înaintea scaunului de domnie și de judecată al lui Hristos. Dar nu vom învia toți odată. De întâia înviere au parte doar cei care vor domni împreună cu Hristos. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și a lui Hristos și vor împărăți cu El pe pământ. Dar dacă există o domnie de 1000 de ani, munca de orice fel are valoare. Are foarte mare valoare. Cu alte cuvinte, eu sunt aici ca deprinderile mele să crească și în cântat, și în vorbit, și în lucrat. Când vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Și când vezi un om lucrând de dragul lui Hristos, va fi promovat de Hristos însuși în împărăția lui. Dragii mei, munca are valoare. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii voastre, voi slujiți Domnului Hristos. Dar la ce îmi va folosi munca mea, dragii mei? Unde se vor întâmpla lucrurile? Pe acest pământ vechi, care va trebui administrat, în care nu vei sta cu mâinile în sân, ci vei avea de lucru, vei pune în negoț lucrurile pe care le-ai avut în mâini și pe care le-ai făcut spre slava lui Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Este un text ciudat în Evrei, capitolul 2, zice, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim? Ba încă cineva spunea undeva, ce-i omul să aduce aminte de el și fiul omului să-l bage în seamă? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Dacă i-a supus totul, nu i-a lăsat nimic nesupus totuși. Acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de înger, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Și știți ce a spus el celui ce va birui? Va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Vom împărăți împreună, pentru că nu unor îngeri a supus el lumea viitoare. Și știți ce spune textul? Dumnezeu, care voia să aducă mulți fii la slavă, pregătiți pentru a moșteni cealaltă lume, l-a trimis pe Hristos să ia povara păcatelor noastre, să ne arate ce înseamnă desăvârșirea prin sfințire, ca să ajungem ca El. Țineți minte pilda talanților? Stăpânul a plecat într-o țară depărtată și unul i-a dat 2, altul i-a 5, altul i-a 10. Și după vreme a venit înapoi și le-a cerut socoteală de ce au avut în mână. Și unul a zis, Doamne, mi-ai dat 2, uite încă 2, mi-ai dat 5, uite încă 5. Celălalt a zis, Doamne, am fost ocupat cu atâtea altele și l-am învelit în ștergare, n-am furat nimic, ți-l dau înapoi. I-au luat talentul, l-au dat celuia care are 10 și aruncați-l afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Ce să facă Hristos cu el în împărăția de 1000 de ani? Ce să facă cu el? Dar textul spune, intră în bucuria stăpânului tău și ia stăpânire. 2 cetăți, 5 cetăți, 10 cetăți. Dar când te-ai pregătit pentru ele? Când ai luat deșertăciunea asta care ți este în pumn astăzi, așa neînsemnată cum este, și ai făcut-o ca pentru Domnul, ceea ce a dat Dumnezeu să faci. Dacă există o întâia înviere, întrebarea cu care aș vrea să plec este ce ar trebui să fac să ajung și eu la ea? Dragii mei, de când a murit Filip, mă gândesc la întâia înviere aproape în fiecare zi. Va mai fi încă o vreme când vom trăi împreună, vom lucra împreună, vom discuta împreună, vom sluji împreună pe pământul acesta. Va mai fi o vreme. Ce trebuie să fac? Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim
Și îi taie vorba și zice, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. De ce? Numai nașterea din nou te face compatibil cu cerul. Dar după ce m-am născut din nou, Domnul Iisus spune bisericii din Smirna, fii credincios, ce scrie mai departe? Până la care moarte? Până la moartea fizică, asta este moartea întâia. Și îți voi da cununa vieții, da? Îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui nu va fi nici de cum vătămat de moartea a doua. Moartea întâia este moartea fizică, toți vom ajunge la ea, toți vom plăti, dragii mei, prețul ei. Dar moartea a doua este despărțirea finală de Dumnezeu. Focul care arde cu pucioasă. Despărțirea finală de Dumnezeu. Îngerul bisericii din Sardes spune, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești. E o spoială, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne cei pe moarte, n-am găsit faptele tale neprienit înaintea lui Dumnezeu. Dar apoi spune, cel ce va birui, sau celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Dragii mei, în cartea vieții, numele meu nu ajunge prin meritele mele, ci doar prin meritele celui care m-a pus la oaltă cu liantul scump al sângelui său. Deși am fost spart de păcat, călcat în picioare de cel rău care și-a bătut joc de mine, m-a pus la oaltă Hristos și m-a întregit. Dar oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu pulcioasă și care este moartea a doua. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin.